Anatolii Barga, din instituția publică Liceul Teoretic Alexandru Pușkin Făleș, activez în calitate de învățător timp de 25 de ani. Доброе утро! Это будет необычный урок, на котором мы кое-что выучим и станем на одну ступенечку выше. Вы готовы? Да! Хорошо. Но и ну путем смотрим цели, да? Дар путем сеньоркем суши, сведем фрумусец один жур. Что для ты так ярше ин лукру ми один вацатори и тот еще. И фарти ж фарти грев для дус он елев, он копил ми, кари а видит до пограденицы, ши сиярет, сидай тотул делан чепут. Но мержим купаши и фарти ж фарти марунц, ши ажунжим ла неште налцим фарти мар. Что есть и принципалу? Оно красивое. Оно какое? Красное. Оно еще какое? Какой формы яблочко? Круглое, да? Din copil nu m-am gândit la profesie de învățător, anume învățător, fiindcă când am terminat clasa 11 în anul 92, m-am gândit că trebuie să ne fac o meserie care să-mi placă. Și de atâta am încercat. Concursul era foarte mare, au fost 13 persoane pe un loc și de atâta era un stimul pentru mine, fiindcă am vrut să obțin. Și am fost înmatriculat la Universitatea Rosola, specialitatea învățător de clasele primare. Am vrut să fiu așa un învățător despre care peste ani se amintească copiii. Мы сейчас с вами поиграем в одну очень интересную игру, которая называется «Мышеловки». Хотите посмотреть, как это? Да. Ах, как мыши надоели, все погрызли, все поели. Годите вы плутовки. Мы поставим мышеловки. Переловим вас всех. Ам кунускут, он инвацатор ира. Cu mulți ani în urmă. L-am văzut în școala națională. Era un domn și mai mult nu am văzut. Fiindcă când m-am deprins la universitate, noi am fost 3 din 25 în raion, când ne întâlnim la ședințe comisiilor metodice, eu unul și o grămăzime de doamne împrejurul meu. Societatea noastră este din bărbați și din femei. Și normal că în toate domeniile trebuie să fie și bărbați și femei. Deci la grădiniță sunt și băieți și fetițe, la școală sunt elevi și elevi. Dar cu părere de rău din corpul didactic, majoritatea sunt doamne. De atâta eu s-o cot că la toate lucrurile, toate serviciile care sunt, și normal să fie măcar o egalitate. Eu cred că totuși era cândva un stereotip, era, n-avem ce spune că nu era. Și se spunea că meseria de învățător, de profesor, nu este pentru un bărbat. Мы сейчас с вами тихонечко становимся подвое и идем с вами в класс под открытым небом. Хорошо? Очень тихо. Очень тихо мы отправляемся в класс. Пошли. Пойдемте. Eu foarte mult practic excursie în lucrul meu. Cândva plecau numai mamele cu noi. Pe urmă, hai să tatele s-au pornit. Și asta tare eram bucurător. La adunări de părinți, cândva veneau numai mamele. Tot este un stereotip. Du-te că tu trebuie să te ocupi. Pe urmă am observat că vin mami și tati. Și ea că vineau cu familiile la adunare de părinți. O, asta mi-a plăcut foarte mult. Foarte bine știm că tata și spune, eu mă duc să fac bani, dar mama să se ocupe cu educația copiilor. Dar la mine s-a primit altfel. Tații mai mult vineau, mai mult se interesau, mă ajutau, erau cu idei, erau cu ceea ce trebuie de făcut ca să fie bine pentru copii, cu reparații, cu... Și de atâta noi aici am stricat stereotipul. Tata este tot așa o părinte ca și mama.
Вау, ты умеешь читать уже, да? Интересные книжечки. Иду, и я тоже себе выберу одну какую-то. Eu să cod că un adolescent care stă și se gândește ce profesie să obțin, trebuie să se gândească bine. Fiindcă în toate profesiile sunt avantajele și dezavantajele lor. Dar profesia de pedagog este una nobilă. Cum n-ar fi, cine n-ar zice, dar totuși intelectualii, profesori, învățători sunt la un nivel foarte și foarte ridicat. Și dacă să vorbim despre să devii sau nu devii pedagog, dacă ai talent, dacă ai plăcere, dacă ai dorință principală, numai decât trebuie să te duci și să devii un profesor bun.